La începutul anului 1999, România a fost la un pas de război civil. 20.000 de mineri din Valea Jiului, mobilizați de liderul lor Miron Cosma, au pornit spre București. La Costești au avut loc lupte dure între ortaci și forțele de ordine. Președintele Emil Constantinescu a decretat stare de urgență pe întreg teritoriul țării. În tumultul întâmplărilor a existat și o a treia parte implicată, presa. Ziariștii au fost în prima linie a evenimentelor de atunci. Dacă mineriadele s-ar preda la școală, cea din 1999 ar constitui un studiu de caz. Curgeau amenințările gârlă, mi le amintesc foarte clar și acum. Practic eram sub o tensiune extraordinară. Mi s-a spus, pregătește-te, intri în direct. A fost o distanță de o secundă în care nu mi-au deschis calea, pentru că probabil că aș fi speriat orașul. Pentru că în acel moment mașina l-a zbit pe Nicu Beletei, care filma, l-a aruncat în aer în fața ochilor mei, iar eu am țipat și am aruncat motorul din mână. Era o perioadă în care cei mai mulți dintre noi aveau un cap decât să-și facă datoria și să servească interesul public, așa cum scrie la manual. Reporterul face parte din acel eveniment, nu te poți sustrage. Este ca și cum pe un câmp de luptă, nu că am fost și în zone de conflict, te împușcă și pe tine accidental, dar tu ești acolo. Aproape 20 de ani. Și încă întrebări fără răspuns. Acest film dezvăluie episoade inedite din mineriada din 1999 și spune în același timp și povestea zecilor de corespondenți de presă aruncați între liniile de front ale unui război pe care probabil nu-l va înțelege nimeni niciodată. Carmen Kleibel a adunat mărturii ale mineriadei din 99 și a vorbit cu oamenii de presă de atunci și de acum. Cu aceea pentru care imaginile făceau cât mii de cuvinte, iar respectul pentru cuvânt era sacru. Începutul lui 1999. În fața sediului Companiei Naționale a Huilei din Petroșani se strâng mii de mineri care cer mărirea salariilor și renunțarea la programul de închidere a minelor nerentabile. După aproape un deceniu de când fusese ales șeful Ligii Sindicatelor Miniere din Valea Jiului și de când plantase primele panseluțe în București, Miron Cosma era eroul ortacilor. Legătură directă cu reporterul nostru Alexandru Gruian. Bună seara! Ce se întâmplă acum la Petroșani? În a opta zi de grevă, cei aproape 10.000 de mineri adunați în fața Companiei Naționale a Huilei din Petroșani au fost încurajați de Miron Cosma. El le-a spus să nu se sperie de măsurile luate de organele de ordine pentru a-i împiedica să ajungă la București. Cosma s-a arătat indignat de acuzația că plasează copiii pe post de scuturi vii în fața coloanelor minerești în marș. Minerii au aflat că astăzi va avea loc o nouă rundă de negocieri între reprezentanții lor și guvern. De aceste negocieri, a spus Miron Cosma, depinde ce hotărâre va lua Consiliul de Coordonare a Ligii Sindicatelor Miniere. Guvernul nu pare a avea vreo reacție. Cosma amenință că va porni spre București și se ține de cuvânt. Minerii se îmbarcă în autobuze și pleacă spre Târgu Jiu prin defileul Jiului. Forțele de ordine încearcă să bareze drumul ortacilor cu stabilopozi, grămezi de nisip sau camioane fără roți așezate de-a latul șoselei. Se detonează stânci peste DN66. Minerii trec peste barajele succesive, iar populația din zonă li se alătură. Televiziunile naționale prezintă știrile din zonă în funcție de politicile editoriale ale redacțiilor. Minerii nu prea înțeleg cuvântul context,
iar corespondenții din teren suportă consecințele. Mașinile cu număr de București devin ținta pumnilor și bocancilor. Spune-mi dacă știi, ziariștii au fost atacați? Da, am avut și noi neplăceri. Atunci când am trecut spre defileu, după ce am transmis prima serie de imagini, grupurile din Bumbești Jiu au început să lovească mașina noastră. Am pățit același lucru și la întoarcere când am plecat de pe defileu. Se pare că cei din Bumbești Jiu au aflat că se întâmplă ceva în defileu și încearcă să sprijine ce se întâmplă acolo. Au fost de asemenea cameramanii și noi cei care am fost în preajmă, am fost atinși de fumul lacrimogen. Și n-am fost singuri, dar dacă am fost în prima linie, asta a fost. Minerii ajung la Târgu Jiu, apoi la Costești, unde are loc prima mare confruntare cu forțele de ordine. Claudiu, ne auzi? Da, vă aud. Ce se întâmplă acum la Costești? Acum 5 minute, forțele de ordine au început un atac împotriva localnicilor care se aflau în fața barajului. Au fost lansate grenade lacrimogene și aproximativ 100 de jandarmi au depășit zona blocajului și au îndepărtat pe localnici. După părerea mea, nu au nicio șansă în fața 7.000 de mine, doar dacă... Atacul, dacă putem spune așa, va fi stopat. Mulțumim foarte mult, Claudiu. Carmen Dobrișan, ce ne poți spune acum, în acest moment, de răniții, de ostaticii, practic, luați de Săteni? Nu pot să spun nimic. Au venit ambulanțele la fața locului sau nu au avut cum să ajungă acolo? Am văzut trecând acum două ambulanțe. Spuneam că răniții sunt într-o casă apropiată și presupun că i-au ridicat. Văd că oamenii se mișcă înainte, am înțeles că s-a spart barajul și că ei vor să înainteze. Din câte văd, se organizează aici în spate, presupun că sunt grupurile de mineri, se organizează s-a făcut loc ambulanțelor, da, vin ambulanțe, sunt două ambulanțe care trec. Deși învingători, minerii acceptă să se întâlnească cu premierul de atunci al României, Radu Vasile. Întâlnirea are loc la Cozia. Avem din nou legătura cu Palatul Victoria, de unde Gabriela Vrânceanu-Fira ne aduce noi informații. Gabriela? Bună ziua! Acum 5-6 minute au început discuțiile dintre delegația guvernamentală condusă de primul ministru Radu Vasile și liderii minerilor la Mănăstirea Cozia. Minerii sunt în număr de 15, printre ei se află Miron Cosma și Romeo Beja. Pacea de la Cozia pune punct conflictului. Nu pentru mult timp însă. La nici 3 săptămâni, minerii consideră că promisiunile guvernamentale au fost încălcate. Mai mult, apare decizia de a-l pune în detenție pe Miron Cosma pentru 18 ani, sub învinuirea organizării celei de-a patra mineriade din septembrie 1991. Minerii se îmbarcă în 50 de autobuze. Aleg un traseu rapid prin Craiova. Marșul a fost oprit de către forțele de ordine la Stoienești, județul Olt. Au fost distruse autobuzele, iar minerii au fost atacați cu brutalitate și loviți violent. Miron Cosma a încercat să se refugieze în localitatea Caracal, însă a fost capturat pe drum. El a fost arestat alături de 500 de mineri. În 2005, Miron Cosma și alți 5 lideri de sindicat sunt condamnați la 10, respectiv câte 5 ani de închisoare fiecare, pentru subminarea puterii de stat ori complicitate la această faptă. Ne întoarcem iar în timp și încercăm să deslușim înțelesul evenimentelor. 21 ianuarie 1999, Costești, județul Vâlcea. Bă, nu mai
În jurul orei 14, minerii care mărșăluiesc spre București stau față în față cu scutierii și polițiștii veniți să-i oprească din drum. Are loc un scurt asalt și brusc, barajul polițiștilor, aflat lângă cel al jandarmilor, se rupe. Urmează un moment de confuzie, câinii de atac ai poliției aleargă aiurea peste câmp. Se aud acuzații de trădare și de fugă din fața minerilor. Acum, după aproape 20 de ani, misterul acestei bătălii pare descifrat, iar explicația este surprinzătoare. Un miner din zona Albeniului mi-a propus o chestiune genială. Zice, domnul Crețan, n-au barat drumul cu acei stabilocozi, construiți de... S-au gândit ei să blocheze șoseaua națională, să nu putem trece noi, iar din barajele de beton au pus oameni cu câini, lupi, pentru a ne impresiona să nu ne apropiem. Și atunci acel miner mi-a propus, domnul Crețan, zic, ce vrei să anihilăm pe ăștia? Cum mă zic? Mi-a venit o idee că eu sunt omul care trăie la țară și mi-a dat seama ce vrea să facă. Și atunci am zis, domnul Milon Cosma, băi Milone, uite ce... Da, mă, nicio problemă, fă-o și treaba ta. Acel om a plecat în sat, a adunat vreo 20-30 de pisici. 32, mi-ai spus. 32 de pisici, că nu le-am mai numărat. A venit în fața dispozitivului, s-a apropiat de acei oameni și a dat drumul la pisici. Cei care a avut de centură legat câinele lup au fost târâți pe jos. De câini. De câini. Și l-ați spart barajul cu pisicile. L-ați spart barajul cu pisicile. Deci pur și simplu. Atunci a fost și atacul împotriva barajului. Pentru că, vedeți dumneavoastră, atacul în barajul cu mâinile libere, cu piepturile goale, pentru că ei dădeau cu gaze lacrimogene și foloseau orice, pe când minerii erau cu mâinile goale. Să nu spună cineva că ceea ce spunea minerii au arme de foc, minerii au securi, au topoare. Nu. Nu. Am fost cu piepturile dezvelite și cu mâinile goale. Au fost pisicile cele care au hotărât soarta bătăliei de la Costești? Cert este că, în mai puțin de 3 ore, jandarmii și polițiștii au fost învinși. După aproape 20 de ani, evenimentele de atunci capătă altă dimensiune. Ziariști, mineri, oameni politici stau acum din nou față în față. Alexandru Gruian era corespondentul știrilor TVR pentru Valea Jiului. Se prevedea un început de anul 1999 destul de liniștit, când brusc am aflat că există din nou mișcări, după ce cu un an înainte, mi se pare, fusese eliberat Miron Cosma. El a revenit între mineri și am impresia că este interesant psihologic cum a început totul. Cred că cumva s-a proiectat în timp spre începuturile anilor 90, când la dispoziția sa erau mase mari de mineri pe care le putea coordona. Iar acum cred că și-a dorit reînvierea cumva acelor momente de glorie, specurând nemulțumirile care întotdeauna existau în Valea Jiului. Practic, acele condiții extrem de grele de muncă, să nu uităm că ei veneau deja după 2 ani aproape de după așa numitele disponibilizări, care practic au decimat minerii din Valea Jiului, era prin urmare ușor de speculat aceste nemulțumiri. Cosma a revenit în fruntea lor. Eu cred că este un om extrem de abil în maniera de a manipula masele. Stăteam uneori și ne uitam cât de bine îi direcționează și cât de ușor îi cădeau victimă miile de mineri cărora le vorbea atunci. Au fost practic 2 săptămâni de foc continuu. Atunci nu puteam transmite imagini pe internet, practic făceam naveta între Petroșan și relele de la Sebe sau de la Deva pentru a transmite imaginile. A fost extrem de stresant. În fiecare zi se adunau mase foarte mari de mineri care simulau mereu plecări spre București, într-un fel de reeditare a mineriadei din 1992, când ei au plecat la București și ce se știe că s-a întâmplat atunci, a căzut guvernul roman și așa mai departe. Deci, practic,
Totul se juca la Petroșani, pe defileul Jiului, se simulau niște plecări, erau permanent accentuate nemulțumirile minerilor, tensiunea era gradată, o parte dintre liderii sindicali au marșat pentru aceste drepturi, pentru că eu cred că astfel le justifica omenirea lor. Dacă la greu, să spunem, liderul de sindicat nu este de partea celor care lucrează în subteran, pe atunci când să fie? Tiberiu Pătru, fost corespondent BBC, consideră că ne-am aflat în fața unui fenomen social mult mai periculos. Cine a omorât colegii? După părerea mea, în permanență am crezut că mai toate mineriadele, poate doar cu excepția primei, cea din 90, au fost niște tentative de lovituri de stat. Cu toate ingredientele pe care le conține această lovitură de stat. Și sigur că prin această prismă să asiști să fie învâltoarea evenimentelor în cursul unei lovituri de stat este impresionant. Ai una dintre, să zicem, întâlnirile cele mai importante din parcursul mineriadei. Ai fost singurul martor la sechestrarea fostului prefect de Vâlcea, Curcăneanu. De fapt, n-am fost martorul sechestrului, ci mai degrabă am fost singurul dintre ziariști care a fost în prefectură în momentul în care Curcăneanu a revenit din sechestru și mi-a povestit la cald prin ce a trecut în perioada cât a fost sechestrat de mineri și de Miron Cosma, evident. Chestiuni pe care la vremea respectivă le-am și relatat la Radio BBC. Și au fost lucruri care au făcut o puternică impresie datorită faptului că era vorba despre un alt funcționar care fusese sechestrat de către o armată aflată în... Asta era, de fapt, o armată în plină ofensivă. De asta și pot să afirm cu seninătate că toate mineriadele au fost tentative de lovitură de stat, întrucât chiar și sechestrarea, simpla rostire a formulei sechestrarea prefectului, înseamnă o tentativă de lovitură de stat. El era reprezentantul guvernului în teritoriu. Ce ți-a povestit Curcăneanu? Curcăneanu n-a avut prea multe de îndurat, așa să zicem că a fost terorizat fizic sau mai știu eu ce, dar simplu fapt că era în mijlocul unei aglomerări ostile era de natură să intimideze pe oricine, fără doar și poate. În ce moment ai simțit sau... În ce moment, în fine, ți-ai dat seama că presa devenise unul dintre beligeranți, practic un instrument utilizat de către tabere? Presa a fost în permanență un beligerant, întrucât chestiunea asta am putut să o simt chiar și pe pielea mea, deci în fața hotelului Alutus din Râmnicu Vâlcea, la Cozia, unde s-a semnat pacea și unde am fost agresați o bună parte dintre ziariștii care nu îndrăgeau prea mult acțiunea minerilor. Și prin simplu fapt că am fost nu numai amenințați, dar și bruscați. Bine, tu aveai și barbă. E adevărat, dar nu eram singurul ziarist cu barbă, trebuie să recunosc. Erau foarte mulți ziariști cu barbă, în timp ce alți ziariști cu barbă, ca să le spunem așa, conduceau coloana minerilor, adică erau antemergători, ca să zic așa. Da, asta are mai puțină relevanță acum. Probabil că, de fapt, am simțit de la început că suntem parte beligerantă, pentru că spuneam adevăruri foarte clare, evidente, cu gura mare, ca să zic așa, lucru care nu plăcea foarte tare minerilor, în primul rând, și în al doilea rând celor care îi mânau de la spate și care au organizat marșurile din 98 până la urmă.
Pentru prima dată în istoria presei românești, ziariștii sunt percepuți ca parte din conflict. Din păcate, unghiul, că este în știre, nu, este foarte important unghiul din care privești lucrurile, niciodată nu era pe placul minerilor, cărora practic ar fi trebuit să le ținem partea. Deci să spunem că tot ceea ce făceau ei era perfect justificat, așa trebuia să procedeze, toată manipularea nu exista de fapt și era doar în capul nostru. Dacă spuneam că la ora 21, când se spărgea ziua de grevă, erau 200 de oameni, a doua zi dimineață eram amenințat cu bătaia, pentru că nu eram 200, nu eram 5.000 de fapt. Poate ajungeau la 5.000 peste zi, dar seara la ora 21 erau doar 200. Curgeau amenințările gârlă, mi le amintesc foarte clar și acum. Practic eram sub o tensiune extraordinară. Țin minte amenințări în fața, pe atunci, compania Huilei. Vezi că îți dau cu lopata în cap. La un moment dat m-am intersectat chiar cu Miron Cosma. Domnul Gruian, cum credeți dumneavoastră că vă amenință minerii, că exagerați? Se tot adunau minerii în jurul nostru, iar la un moment dat un tip care venea și nu și-a dat seama că vorbim cu Cosma, a strigat, bă, bag șurubelnița în tine. Ei, domnul Cosma, sunteți servit, da? La care Cosma s-a urcat într-un autobuz și a plecat. Trebuia să facem permanent să jonglăm cu toate abilitățile noastre de negociatori, pentru că mereu și mereu minerii amenințau sau cereau explicații, foarte puțini lideri sindicali au încercat să împace mulțimea cu presa, unii lideri sindicali se teau deoparte, efectiv ne întâlneam cu ei prin oraș, domne, nu mă bag, știu ce se întâmplă, mi se pare foarte explicit, noi nu dorim să luăm parte la această mișcare, dar nici nu dorim să vorbim, practic era chestia, să vedem cine câștigă până la urmă. A fost presa parte beligerantă? A fost în conflict, ca să zic așa. Presa întotdeauna și școala de presă, spune așa, nu, reporterul face parte din acel eveniment. Nu te poți sustrage. Este ca și cum pe un câmp de luptă, nu, că am fost și în zone de conflict, te împușcă și pe tine accidental, dar tu ești acolo. Sigur că te expui, sigur că încercând să acoperi acel eveniment cât mai profesional posibil, te expui. Nu încercând să ții partea uneia sau alteia dintre tabere, dar pur și simplu fiind în zona în care ele își dispută ceea ce fiecare numește adevăr. Ziariștii, corespondenții locali ai presei centrale și nu numai, ai presei internaționale pe alocuri, au fost selectați cu mare grijă din vârfurile profesionale, ca să zic așa, de la acea oră. Pe de altă parte, era o vreme când presa se făcea cu mare dăruire și cu mult, mult mai puține compromisuri decât astăzi. Era o perioadă în care cei mai mulți dintre noi aveau un cap decât să-și facă datoria și să servească interesul public, așa cum scrie la manual. Ăsta e adevărul, chiar dacă pare desuetă o astfel de formulare în momentul de față, până la urmă este borna esențială din deontologia profesională, cea mult hulită și folosită în momentul ăsta, în perioada asta, așa, ca o, cum să zic, tot ca un element desuet, ba chiar cu accente ironice până la urmă. Deci, sigur că perioada respectivă era una, dacă ne amintim bine, era până în anul 2000 și asta înseamnă că era în primul deceniu al presei, mie mi-a plăcut de foarte multe ori să-i spun, epoca romantică a presei. Ceea ce, cum să spun, cred că ne produce multora dintre noi anumite nostalgii, în sensul în care, lecturând sau vizionând presa din zilele noastre, e de natură să producă nostalgie, clar. Până la urmă, cred că ăsta este, de fapt, elementul esențial. Faptul că corespondenții din acea perioadă își respectau profesiunea cu mare drag, ca să zic așa. Tiberiu Pătru a plecat să transmită dintr-o lume mai bună, la câteva luni după ce am filmat acest interviu. Localnicii care spărgeau mașini de ziariști acum 20 de ani nu mai sunt de găsit.
Și sunteți de acord cu ce au făcut locuitorii din Bumbeș, că au coalizat cu minerii? Cert este faptul că nu mai sunt locuri de muncă nici la noi aici în orașul care stăm, nici la mineri. Ar trebui făcută ceva, în primul rând, să creeze locuri de muncă. Că nici n-au plecat de bine atunci la București. Au plecat tot pentru că n-aveau bani, n-aveau... Ce le trebuie? Ce le trebuie. Au plecat de sărăcie, cum s-ar zice. Liderii minerilor se contrazic în continuare. Din păcate, nu învățasem nimic din ce se întâmplase în perioada 90. Cei mai mulți dintre cele două evenimente, sau trei, dacă putem să punem și anul 90, și am mers pe aceeași linie pe care am gândit-o, că nicio clasă socială, cât de puternică ar fi, fiindcă minerii în momentul ăla erau mult mai bine organizate decât instituțiile statului, reprezentau o forță și, prin natura funcției, eram legați, ca să spun așa, unii de alții, dar întotdeauna și la 94 și 90 ni s-a părut că ați impune într-o democrație, chiar dacă momentan ai această forță asupra instituțiilor care ar trebui să păstreze echilibru într-o societate normală, voința ta nu este un lucru normal. Din păcate, au fost din nou manipulați oameni de bună credință care credeau că pot să ajute la instaurarea unei vieți normale în România, dar având în vedere așezarea geografică a Văii Jiului, erau dependenți aproape de munca la mină, foarte mult au crezut că fac bine. Din păcate, conducătorii lor i-au îndemnat pe acest drum greșit. În Oltenia am reușit, ca și în celelalte zone miniere, fiindcă făceam parte din Federația Națională Mine-Energie și erau toate sindicatele miniere din România, Ardealul, Moldova, Muntenia, cu ce era Filipești de Pădure și tot din jurul Ploieștiului, să nu participăm la astfel de evenimente care, din punctul nostru de vedere, n-ar fi dus decât la haos. În Oltenia s-a lucrat continuu, n-am fost de acord cu această acțiune, n-am participat, nici n-am putut să ne opunem, că am fi pornit un război civil. Erau oameni care lucrau în aceleași condiții ca și noi, mai grele. Dacă n-am reușit să-i convingem prin atitudine și prin luările de poziții, a trebuit cei care am rămas să luăm o anumită atitudine de a nu participa la astfel de acțiuni. Și totuși, pe 18 ianuarie 1999, dacă mi-aduc eu bine aminte, după bătălia de la Costești, Marin Condescu este auzit la televizor când spune că i s-a răpit unul dintre copii. Și crede că ar fi fost la baza aceste întâmplări ar fi fost ortacii din Valea Jiului conduși de Cosme. Îți mai amintești acest moment? Nu, niciodată n-am spus și n-am condamnat niciodată acțiunile minerilor. Niciodată și nici nu vreau să discut despre acest lucru care l-am uitat. Nici nu conta în tot haosul și răul pe care puteam să-l provocăm, indiferent ce pagube individuale am fi subțit fiecare sau familiar. Fata s-a găsit? Nu. Astea sunt lucruri care n-au legătură cu evenimentele, sunt lucruri care s-au rezolvat în timp și le-am uitat. Contează că am avut înțelepciunea necesară să nu participăm la astfel de lucruri, să ne cerem scuze pentru tot răul care l-am făcut populației României prin acțiunile portacilor noștri, de care nu ne-am desolidarizat niciodată, dar credem că au fost influențați negativ de oameni care au avut alte interese. Am plecat revoltați pentru a-l apăra pe liderul Milon Cosma. A fost, până la urmă, o intervenție a puterii de atunci prin organele de poliție, prin securitate, prin directorii de întreprinderi care erau puși pe criterii politice, de a opri oamenii să nu plece la o asemenea manifestație. Da, Marin Condescu a spus clar în discuția pe care am avut-o că el a fost împotriva a ceea ce ați făcut voi până la urmă. El a fost împotriva și la Costești și Stoienești. Deci Marin Condescu era omul guvernului, avea rang de ministru secretar de stat, dat de acea putere. Știți și dumneavoastră că refacerea zonelor minere avea niște miniștri secretari de stat responsabili. Condescu a fost numit într-o funcție responsabil pentru zonele disponibilizate și defavorizate, ministru secretar de stat. El primea fonduri pe acele funcții guvernamentale. Era omul guvernului. Deci el nu putea să fie liderul minerilor. Și totuși era și liderul vostru. Dacă v-a interzis celor din Oltenia să plecați, de ce ați încălcat dispoziția lui?
Dispoziția nu se respectă la sindicate și piramida sindicală, vedeți dumneavoastră, șefii noștri în sindicate, cine este un lider de sindicat, sunt oamenii și nu liderul. Părintele stareț de la Mănăstirea Cozia își amintește și acum, vorbă cu vorbă, discuția care a fost pecetluită cu titulatura de Pacea de la Cozia. Domnul prim-ministru de atunci, Radu Vasile, împreună cu preasfințitul nostru Gherasim, de atunci preasfântul locului, și cu preasfântul Ioan de Covasna, care acum este metropolit de Banat, s-au gândit să găsească un loc neutral, adică neutru, unde să întâlnească câțiva din liderii minerilor cu partea bisericească și fără ca să vină și minerii toți, ca să nu iasă aici necază și să nu iasă confruntare. Și ei s-au gândit prima dată să se întâlnească la hotelul ăsta de la Cozia, de aceea, și chiar de lângă noi, de aceea. Dar pe urmă s-ar părea că Radu Vasile a zis părinților și prezenților, mai bine să ne întâlnim într-un loc sfânt. Au stabilit să se întâlnească la Cozia. Au oamenii care veneau de la Târgu Jiu pe Valea Costeștiului încoace, au fost opriți la Vâlcea. Întâlnirea s-a petrecut așa după ora două până seara, târziu a fost, dar minerii au rămas la Vâlcea, n-au mai ajuns aici. Au venit numai liderii, Miron Cosma și ceilalți care erau reprezentanții minelor, că au fost mai multe mine care au participat, nu numai Miron Cosma. Și împreună cu Radu Vasile a venit și Traian Decebal Remeș, nu știu ce, era ministrul economiei sau cum așa ceva. A mai venit cineva, ministrul industriilor, și fiecare, eu am apreciat atunci că Radu Vasile a instrumentat foarte frumos dialogul. Parcă era un profesor la catedră. Ați stat la masă cu ei? Acolo nu a fost o masă, a fost ceva frugal, cu niște... Nu, dar la aceeași masă de discuție ați fost și dumneavoastră. Eram înăuntru. Părintele Gamalil de atunci, părintele stareț al mănăstirii, era bolnav. Și atunci am stat și l-am suplinit aici, că aveam funcția de exarh și era normal să... Și mai ales că eram călugăr de Cozia. Și din cauza asta vă spun cu detaliu ăsta, pentru că cineva a trebuit să stea din partea mănăstirii, a mai fost și noi spărit, ori aduceau apă minerală, ori din acestea, din fursecuri, dar asta cred că n-a fost altceva, o masă, să da, spune ați asistat la tot dialogul, da. De la un capăt la celălalt. În general, în general. Cum s-a derulat discuția? În prim plan, mi s-a părut o discuție care trebuia purtată, chiar dacă la început a fost o secundă mai, poate așa cum tot mai ridicat Miron Cosma, dar pe urmă ceilalți colegi ai lui l-au temperat. Și a spus, nu uita că suntem într-o mănăstire. Lucrul ăsta a fost foarte important, el s-a mai liniștit și mereu invoca să ne dați mai mulți bani. Ăsta la altul, Decebal de Traian Remeș, mi s-a apărut omul chipzuit și a spus așa, produceți mai mult și văd cât produceți. Da, cam în felul ăsta s-a petrecut lucrul. Nu au ieșit violențe, pe urmă a vorbit și cel de la Covasna, care era atunci și acum de Banat, el a fost stareț la mănăstirea asta Lainici. Și minerii de acolo îl cunoșteau pe preastul Ioan, de atunci, preastul Ioan de atunci, pentru că se ducea la spovedit acolo. Și din cauza asta a fost și poftit preastul Ioan, pentru că îi cunoșteau și oamenii îl ascultau, vorbind de mineri. Da. Și chiar și Miron Cosma și... Probabil că și asta a fost o chestiune care a temperat, să spunem, vulcanul ăsta care l-a pornit la drum. Faptul că le-a dat Dumnezeu atunci în minte să-i oprească la Cozia, ei au oprit un măcel real. Pentru că, dintotdeauna, când este o chestiune periculoasă, după ce trece ceilalți sar, s-a dus asta, dar putea să iasă rău. Există însă un reporter care nu-și mai amintește nimic, deși a filmat ore întregi marșul minerilor. Nimic, chiar nimic nu mai știu. După eveniment, am uitat tot. Cam o lună jumătate am stat în spital după
seara aia. Cum s-a întâmplat? Că am înțeles că ți s-a povestit ce era, s-a întâmplat. Era o zi normală, am aflat de trecerea minerilor, m-am pregătit, am venit de la o altă filmare, m-am dus acasă. Lucrurile la o televiziune locală, tu. Da. Și m-am schimbat în negru ca să fiu cât mai de nevăzut, cât mai culoarea gri. Dar, de fapt, culoarea gri era negru la mine, mi-am luat niște pantaloni de schi negri, eram bine îmbrăcat, să nu mă văd. Și am plecat cu Tania, colega mea. Trebuia să transmitem și la jurnalul de seară. Am ajuns, venea convoiul de autocare, am filmat, am luat cadre de sulă și când am terminat, nu știu, eram ai încă pe... Ai făcut un pas în spate, exact. Eram pe carosabil, cam la un sfert din bandă și a trecut o Dacie, nu știu ce culoare avea, nu mi-aduc aminte. Și nu m-a văzut, m-a aruncat, m-a lovit și ăsta a fost norocul meu, m-a aruncat în spațiu verde, care, mă rog, era pământ, nu era beton. Ăsta a fost norocul meu. Nicușor Beletei venise ca întotdeauna și nu, eu merg la știrea asta, deși filmase toată ziua, toată ziua pe teren. Da. Sufeream toți. Da, ne luptam pentru subiect. Și am mers până la Văleni. Acolo, pe dealurile aceea, am văzut luminile de departe, ne-am oprit, am anunțat în redacție că ne-am apropiat de coloana minerilor. Nicușor Beletei s-a așezat să filmeze, mașina noastră era întoarsă cu farurile să lumineze spre el. Și mie mi se cereau date concrete, era foarte greu să spun câte camioane sunt, cam câți mineri sunt, păi era noapte, încercam să-mi dau seama ca să pot să fac totuși o relatare, dar mi se cereau și date exacte și era dificil. Am reușit totuși să-mi dau seama că erau câțiva kilometri de mașini încărcați cu mineri, claxonau, au început deja să treacă pe lângă noi. Și mi s-a spus, pregătește-te, intri în direct. A fost o distanță de o secundă în care nu mi-au deschis calea, pentru că probabil că aș fi speriat orașul. Pentru că în acel moment mașina l-a zbit pe Nicu Beletei care filma, l-a aruncat în aer în fața ochilor mei, iar eu am țipat și am aruncat motorul ăla din mână. Nicu Beletei este acum cameraman la TVR Craiova și a revenit în mod miraculos. După aproape 20 de ani, Valea Jiului este Valea Plângerii. Inevitabil, municipiul Petroșani rămâne deocamdată atașat imaginii cu miile de mineri care se îndreptau în diverse valuri spre București. Sunt imagini care vi s-au întipărit și dumneavoastră în minte? Da, cu siguranță, da, și de fiecare dată când apar aceste imagini la televizor, în momentele în care a avut loc această ultima mineriadă sau ultimele mineriade, sigur că le revezi și cel puțin eu, dar și colegii cu care vorbesc destul de des despre această temă, avem așa un sentiment oarecum de, cel puțin eu, de vinovăție, chiar dacă nu avem nicio vină. A fost o situație în care practic, acele evenimente au făcut foarte mult rău, în general, României și în special Văii Jiului. Ne-a spus că nu l-ați cunoscut pe Cosma. Nu, personal nu l-am cunoscut. Eu am ajuns primar mult mai târziu. Deci nu ne-am intersectat în acea perioadă deloc. Complexul energetic sau compania Huilei, cum era atunci, era cel mai important agent economic, așa cum de fapt este și astăzi, chiar dacă este în situația în care se află în acest moment, era practic, totul se învârtea în jurul mineritului în Valea Jiului și cea mai mare forță financiară și economică avea această companie. Și atunci, sigur că se făceau și lucruri foarte bune legate de activitățile sociale și de cultură sau de sport și așa mai departe. Erau atât de săraci încât să fie nevoiți să plece spre București?
Nu, în perioada respectivă nu erau atât de săraci încât să plece spre București. Motivul pentru care au plecat ei atunci spre București au fost cu totul și cu totul altul. Cel puțin, din ce mi-aduc eu aminte, și eu am lucrat la mina Livezeni în perioada respectivă, însă eu, nu, ca mine, au fost mulți care nu s-au dus la București. Am rămas pe loc. A fost această dezinformare, dacă vreți, și cred că o manipulare grosolană, făcută cu anumite scopuri și interese de diferitele forțe politice ale momentului, astfel încât să se producă aceste evenimente sociale. Iar din istorie știm că e mult mai ușor să manipulezi o astfel de masă de oameni decât din alte orașe sau, mă rog, localități mai mari. Eu în perioada respectivă nu eram foarte implicat, adică aproape deloc în politică, însă luam informațiile din presa vremii, așa cum veneau ele, și dacă nu erai puțin avizat în ceea ce înseamnă presă și informația publică, puteai foarte ușor să crezi anumite lucruri. Și care erau cele mai periculoase? Păi, cele mai periculoase lucruri în momentul acela, și dacă vorbim de toate mineriadele, dacă vorbim de cea din 90, când se spunea că trebuie să meargă la București să facă ordine, că sunt golanii care vor să acapareze puterea și așa mai departe, sigur că atunci era un fel de manipulare și acestea erau informațiile care erau crezute ușor în zona aceasta. Și sigur că minerii, fiind o categorie de oameni simpli, cu suflet mare, dar și cu un simț al datoriei și un, dacă vreți, un patriotism curat, au fost ușor de păcălit în perioada aceea în care li se spunea că trebuie să se ducă la București să salveze țara. Ulterior, 98-99, sigur, lucrurile s-au schimbat, au apărut acele revendicări sindicale cu salarii, cu tot felul de lucruri legate de ceea ce însemna un avantaj direct a minerilor în urma unor astfel de acțiuni. Dar, de fapt, cred că au fost niște acțiuni care, până la urmă, s-au dovedit a fi nocive și probabil făcute cu alt scop decât cel care a fost public. Iar aici un rol foarte important l-a avut liderul de atunci, Miron Cosma, care a fost de acord și a dus spre aceste ultime mineriade. Foștii mineri îl regretă pe Cosma. Nu consideră că mișcările lor de protest au dus la măsuri radicale în ceea ce îi privește. Câți oameni munceau în pătrii la minerit? Să zicem, acum 20 de ani. 10.000. Și acum? 300-400. Tot așa? Supărat că s-a ales praful? Supărat? Este supărat. Vă dați seama că s-a închis aici și aici am vorba aia, am câștigat o pită, o aia și nu mai e locul de muncă, nu mai este, da. Păi supărat pentru copii, că n-au copii un loc de muncă. Asta e supărarea, nu că noi am lucrat, am câștigat o pită, avem o pensie, dar îi vin copiii și n-au un loc de muncă, fac școli și n-au unde să se angajeze. Ați prins mineriada din 98-99? Da. Ați fost? Da. Până unde? Până unde s-a putut. La Cozia și până la Stoienești? Peste tot. Și ce v-a convins să urmați pe Cosma? Că nu ne-a convins să-l urmăm pe Cosma, ne-a convins ca să fie salariul nostru, ca să ne creștem copiii. Și la Stoienești, răspundeți la telefon. La Stoienești ne-am întors înapoi, că nu mai a fost... Da? Ați fost? Ați fost? Unde, la Stoienești? La mineriade. Da, am fost. Da. Am fost și la mineriade, am participat cu băieții, până s-au putut. Pentru salarii, pentru asta, pentru mărire. Oamenii spun că, de fapt, Cosma v-a indus în eroare. Nu ne-a indus în eroare. S-a zbătut pentru salariile noastre, până la urmă, pentru să nu se dea
ordonanțe, să nu se dea alea, ce s-a făcut după ce l-a arestat pe Cosma? Ca să o luăm pe aia dreaptă, ce s-a făcut, ce s-a realizat? S-a închis atâtea mine în Valea Jiului. Unde s-a dus economia asta care e, uite, cărbunele și toate alea? S-a închis minele. Ei au urmărit. N-a fost de la Cosma, n-a fost de la ăștia. A fost doar ca să închidem mineritul. Și a plecat de la domnul Constantinescu de atunci și s-a închis. Și uite unde am ajuns. 32 de pisici care aleargă pe dealurile din Costești cu câinii și polițiștii împachetați împreună. O imagine care rămâne puternică, mai ales pentru ziariștii aflați precum pisicile din cei doi saci între liniile de luptă. Nu se știe dacă au existat victime printre pisici. Ziariștii însă au fost loviți, înjurați, scuipați. Mașinile lor au fost făcute zob cu ei înăuntru. Un cameraman care filma marșul minerilor a fost spulberat de o mașină al cărei șofer era la fel de atent la șirul de ortaci. Toți au inspirat gaze lacrimogene, mulți dintre ei au avut probleme serioase de sănătate pentru că se pare că substanțele chimice utilizate sunt interzise. Iar ziariștii nu au primit antidot. Președintele Emil Constantinescu i-a chemat pe ziariștii din Mineriadă la Cotroceni și i-a felicitat după ce s-au liniștit lucrurile. Faptul că a fost acolo a reprezentat deja o atitudine. Și n-ați încercat să prezentați deformat din nicio parte, ceea ce este un lucru foarte bun pentru că forța noastră și ceea ce pentru ce luptăm este de fapt democrația. Emil Constantinescu nu s-a ferit să declare că i-a fost frică de mineri și că se gândea unde să se ascundă. S-a mirat chiar cum cele câteva femei reporter au avut curaj să stea printre beligeranți și să-și facă meseria. Ce părere aveți despre prestația presei în audiovizual? A fost o prestație foarte bună, vreau să spun, la toate posturile, în ceea ce privește reporterii din teren. Și acest lucru m-a bucurat. Oameni tineri, oameni care prinși într-o încleștare, au știut ce să facă și, credeți-mă, am termen de comparație din acest punct de vedere. Personajele acelor vremuri au căzut în uitare. Jurnaliștii care au luat parte însă atunci la evenimente n-au uitat. Mineriada din 1999 a fost primul moment în care presa a devenit mijloc de luptă între părți, dar și parte în luptă. Pacea de la Cozia a rămas în istorie ca apogeul forței minerilor din Valea Jiului. De atunci totul s-a schimbat. Localitățile prospere de acum 20 de ani au devenit ruine. Minele s-au închis una după alta. Miile de mineri șomeri au părăsit zona. Următoarea ediție Dosar România spune chiar aceste povești despre trecutul și prezentul Văii Jiului.